erau companii, și încă mai sunt, care efectiv își fură angajații, se targetează unele pe celelalte. Deci au fost organizații care au trimis oamenii oficial în șomaj tehnic? Da. Deși aveau de lucru pentru ei? Da. Sunt companii care mint la interviu. Ne vând ceva foarte drăguț și ajungi în interior și vezi că e putred. Noi știm ce organizații să evităm. Uh-huh. Știm că sunt organizații care nu angajează deloc femei și sunt organizații care nu angajează deloc femei care sunt care au copii sau care s-au căsătorit de curând. Hacking Work, un podcast oferit de MedLife și DevNest și produs de Pluria, Școala Spor și UndeLucrăm.ro. Servus! Bun venit la Hacking Work! Eu sunt Doru Șupeală. Suntem la podcastul din România care vorbește clar, cinstit și mai ales curajos despre piața muncii, adică despre relațiile dintre angajați și angajatori. Am promis că facem acest podcast pentru ca tot mai mulți oameni din România să meargă cu drag și cu plăcere la serviciu și tot mai puțini să meargă triști, supărați și lipsiți de motivație la scârbiciu. Astăzi avem o ediție specială. Vorbim foarte mult despre scârbiciu, adică despre partea urâtă a lucrurilor atunci când e vorba de relațiile dintre angajați și angajatori. Și ca să fie lucrurile și mai fierbinți, ne-am hotărât să vorbim despre cea mai invidiată, cea mai bine văzută și cea mai controversată industrie din România, industria IT. Și pentru asta am adus pentru voi astăzi un invitat pe care îl protejăm 100% ca să nu se cunoască identitatea lui. Deci avem un invitat anonim pe care convenția face să-l cheme Dan. Servus, Dane! Servus, Dor! Să vă spun câteva lucruri despre Dan, lucruri reale, în afară de numele pe care l-am ales împreună. Dan are 40 de ani, a terminat Facultatea de Informatică la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, are o experiență de 18 ani ca inginer în industria software, 12 ani ca programator și 6 ani ca arhitect software. În momentul actual lucrează ca arhitect software într-o companie, nu o să o localizăm, el trăiește în Cluj. Dan a lucrat în mai multe firme, 3 ani într-o firmă cu capital românesc, 4 ani într-o firmă de outsourcing americană cu 800-1000 de angajați cu sediul în Cluj, 5 ani într-o firmă de outsourcing britanică și 6 ani într-o firmă de produs cu specific american. L-am invitat pe Dan pentru că mi-a scris un mesaj și mi-a spus despre foarte multe lucruri pe care le-am întâlnit și eu, le-a întâlnit și el și le-au întâlnit foarte mulți dintre voi în organizațiile din România și mai ales în organizațiile din industria software. Și relația noastră este mai veche, noi ne cunoaștem de câțiva ani. Și aș vrea să începem de la o poveste pe care multă lume a aflat-o de la mine și despre care am scris inclusiv în cartea mea. Este vorba de un fenomen care s-a întâmplat la începutul anului 2020, imediat ce a început pandemia. Un grup de ingineri software din Cluj a produs un document Excel pe un drive pe Google în care foarte mulți alți oameni din industria software au început să scrie despre ce au făcut organizațiile lor, ce decizii au luat când a început pandemia și când, evident, s-au schimbat viețile tuturor și strategiile de business. Dan este unul dintre cei care a creat acest document și despre asta o să vreau să vorbim la început, pentru că eu folosesc acest exemplu în cursurile mele ca să demonstrez că reputația organizațiilor se naște natural prin modul în care oamenii vorbesc, relatează, povestesc ce li se întâmplă și dincolo de PR și de orice fel de tehnici de marketing pe care le-ar putea folosi organizațiile, adevărul spus de oameni și mărturisit de ei în tot felul de relatări, într-un astfel de document Excel, pe Glassdoor, pe UndeLucrăm.ro, pe orice alt forum, este mai valoros și este mai important pentru că vine cu o poveste reală. Dane, hai să începem cu subiectul ăsta. Ce v-a făcut în primul rând pe voi să porniți acel document chiar când a început pandemia? Care a fost motivul? În primul rând, oamenii au mai fost, să zicem așa, concediați și în anul 2008-2010, în perioada la criza anterioară, da. Și tot așa s-a aflat în piața.
Au vorbit oamenii între ei. Oamenii da? Vorbesc între ei. Plus, e un sat mai mic, toată lumea e colegă și prietenă cu toată lumea și zvonurile, sau, mă rog, informația circulă foarte repede. Ceea ce ne-a venit cumva ca o mănușă a fost pandemia, care a zis, ok, lucrurile se vor schimba. Și cât de bine se vor schimba? Sau cât de mult se vor schimba? Cum reacționează firmele? Pentru că așa cum noi ne căutăm firme și vrem ca oamenii să... Vrem firme care să, în care să ne simțim bine. Mm-hmm. Care să ne respecte. Să corect. În care să nu funcționăm doar pe baza acelui contract. Mm-hmm. Cu bani sau fără. Mm-hmm. Vrem pur și simplu o firmă care să pună usul și să ne, să ne protejeze în momentul în care... Apar dificultăți, apar situații grele. Aha. Asta este... ceva pornit. Și voi ați trăit experiența asta în 2008, da? Unii dintre voi sau oamenii știau că în 2008 au fost foarte mulți oameni care au suferit, au fost concediați, au fost lăsați pe drumuri, da. Și ați crezut că se poate întâmpla din nou acest lucru. Și pentru asta ați creat acest vehicul în care să se comunice, oamenii să scrie ce au pățit. Da. Ok, foarte bun motivul. Și ce ați aflat? Am aflat că firme mari au concediat oameni. Uhum. Sau au trimis oameni în șomaș tehnic, pentru ascultătorii noștri poate fi bine să, să menționăm că șomașul tehnic înseamnă 75%. I-au plătit cu 75%. Dar oferit de statul român, nu de el, ca angajator. Okay. Chestia asta nu s-a aflat în piață, în piață foarte, foarte repede, pentru că cei de la resurse umane, PR-ul, companiilor au încercat să țină chestiile astea cât mai... ascunse. Cât mai ascunse, da. Să le țină cumva sub preș. Și Excel-ul... a arătat asta? Deci au fost organizații care au trimis oamenii oficial în șomaș tehnic. Da. Deși aveau de lucru pentru ei. Da. Și oamenii ei au continuat să lucreze? Da. Ok, asta e grav. Și e ilegal. Noi ca oameni care am... pornit acel Excel, am interogat AJFM-ul. Am înțeles. Acel Excel. Adică Agenția Județeană de Organizat a Forțelor de Muncă, da? Reprezentanța Ministerului Muncii și a Guvernului României. Da, și singura instituție care are toate datele oficiale despre angajări, concedieri, trimiteri în șomaș tehnic, suspendarea contractului de muncă și orice altă activitate pe care... Și ce ați aflat? Am aflat că sunt foarte multe companii, nu doar IT, ci și companii mari din industria Horeca, de exemplu, care au, au trimis oameni în, în șomaș tehnic. Datele astea au fost corelate cu răspunsul oamenilor în Excel, care spuneau că li s-au, li s-au scăzut salariile cu 25% în perioada martie-aprilie. Okay. Perioada stării de urgență, dar au revenit în mai. Aha. În momentul în care oamenii n-au spus în nicio formă că au fost trimiși în șomaș tehnic, cumva putem avea suspiciunea rezonabilă că au fost trecuți în șomaș tehnic doar scriptic. Am înțeles. Ei au continuat să lucreze, deci au primit salarii mai mici. Există această suspiciune. Aveți și mai multe dovezi? Ați reușit să... Ok. Bun. Să zicem că poate asta nu este un, neapărat un caz cert. Ce altceva a mai reieșit din ce spuneau oamenii? Care au fost lucrurile urâte care s-au întâmplat atunci? Firme care nu doreau să treacă în, în modul de, de lucru work from home. Așa. Au fost obligate de statul român să treacă în work from home. Firme care... deja aveau medii toxice în interior și oamenii căutau o soluție sau un vehicul prin care să-și exprime nemulțumirea. Iar acest Excel le-a venit mânușa. Oameni care menționează de micromanagement, s-au tăiat bugetele de, de learning din toate companiile. În foarte multe companii, adevărat. Pot să confirm asta pentru că am văzut că nu mai vin oamenii la cursuri. Chiar și dacă le-am organizat online și chiar dacă le-am ținut în aer liber și puteau să sosească. Asta e adevărat. Firme care au dat afară oameni în, în pandemie pentru că le-a căzut un proiect, asta e neoficial, iar oficial poziția companiei a fost că acei oameni erau low performeri.
E ok să fii low performer? Întrebarea e cum reușești să ajuți acel om? E low performer pentru că nu-și dorește să învețe? Că nu are context? Sau pentru că firma nu l-a trimis la cursuri de învățare? Am înțeles. Și da, de fapt, l-ai angajat. Dacă l-ai angajat, poate ar fi trebuit să știi cât de mult performează. Și fix când vine criza, descoperi că e low performer? Da. Și un număr de 50 de oameni, toți de pe același proiect, e foarte interesant. Uh-huh. Acum, între noi fie vorba, cu siguranță au fost și proiecte care au căzut. Da? Au existat sectoare industriale, bucăți de economie care au fost blocate. Cum e Horeca, cum e aviația, cum... Au fost foarte multe automotive, da? Care au suferit. Și atunci, cu siguranță s-a văzut o scădere de cerere din partea clienților pentru anumite companii software. Treaba asta e un fenomen economic real. Cumva nu este o acuzație prea gravă pentru organizațiile astea, faptul că au reacționat în felul ăsta? Dacă nu donau către spitale sume importante de bani, discutăm de sute de mii de euro, îți dădeam dreptate. Ah, ok. Deci tu ai văzut, pe de o parte, oameni concediați din organizațiile respective și separat, organizațiile respective excelau în spațiu public prin a arăta cât de mult ajută ele sistemul de sănătate. Da. Ok. Și ți se pare imoral? Da. Este cel puțin imoral. Uh-huh. Drept dovadă, acele firme au început să caute angajați noi la vreo 6-7 luni după ce s-a terminat perioada, mă rog, starea de urgență. Și nu mai găsesc. Pentru că acel Excel, și datorită ție, Doru, a fost viralizat. S-a plimbat destul de mult și lumea a început să evite companiile din acel Excel. Am înțeles. Acum, da, eu mi-asum responsabilitatea pentru că am distribuit acel document, pentru că mi s-a părut că este un fenomen social autentic, este un fenomen specific economiei și societății moderne în care oamenii vorbesc, folosesc platformele online ca să spună adevărul și am crezut de la bun început că este foarte corect, pentru că am văzut un număr uriaș de oameni care aterizau acolo și care puneau informații. Mi s-a pus în cârcă de mult cumva paternitatea documentului și chiar am și răspuns că îmi pare foarte rău că nu l-am generat eu. Pentru că nu mi-a venit ideea, dar când am văzut ideea voastră am zis da, asta este un lucru care trebuie remarcat. Și n-am făcut decât să distribui pe LinkedIn și pe Facebook și pe alte rețele acest conținut, să spun uite, se întâmplă acest fenomen și e bine să luăm aminte la el. Mai sunt alte lucruri care erau scrise acolo și care erau urâte? Trebuie să menționez și trebuie să lăudăm și companii care au înțeles demersul nostru și au reacționat foarte pozitiv la acel Excel. Au fost angajați care n-au înțeles mesajul companiei. Și efectiv n-au primit măriri sau o chestiune de genul acesta, iar poziția oficială a companiei a fost trimisă tot în Excel, prin care ei au menționat că respectă și înțeleg dorința de comunicare a angajaților, înțeleg faptul că noi avem nevoie să comunicăm între noi și să fim transparenți, că își asumă lipsa de comunicare și față de angajați și că le pare rău, dar nu acesta este mesajul pe care l-au trimis, urmând să vină cu un mesaj către oamenilor. Și au corectat cumva comunicarea pe care o făcuseră greșit. Da. Ok. Genul acesta de atitudine trebuie nu doar aplaudată, ci și încurajată. Am înțeles. Deci cumva poți să spui că inițiativa voastră, informală și cumva venită în așa de nicăieri, haiducește, da? A determinat o schimbare de atitudine la nivelul organizațiilor și unele dintre ele au înțeles că au făcut anumite erori de comunicare. Bun, ok, au mai fost și alte situații urâte, eu țin minte, da? Multor oameni li s-a explicat că bonusurile din anul respectiv nu se mai acordă, că aia e greu. Multor oameni li s-a spus că probabil o să li se taie un pic din salariu, știu treaba asta. Mulți oameni n-au fost ajutați să-și instaleze birouri acasă și li s-a cerut cu multă presiune să lucreze repede și foarte bine. Foarte mulți oameni au simțit
micromanagement într-o formă agresivă, urmărire, tot felul de programe instalate ca să-i urmărească, să vadă ce fac și cum fac. Știm lucrurile astea. O să și discutăm despre multe dintre astfel de subiecte. Bun, pentru cei care sunt curioși, eu o să, după ce o să publicăm acest episod, o să redifuzez acel document Excel în formatul pe care l-am reușit eu să-l salvez la una dintre ultimele variante și pe care îl și folosesc în cursurile mele, astfel încât cei care sunt interesați să vadă cam ce scrie acolo. Bun, hai să ne întoarcem la subiectele noastre, pentru că mi-ai zis despre multe alte lucruri care sunt urâte, triste și dureroase. Și unul dintre subiectele cele mai dure este faptul că spui că există înțelegeri între firme, de no poaching sau no touch agreement. Și că există înțelegeri între organizațiile mari, cel puțin din sectorul ăsta. No poaching înseamnă să nu-i angajezi pe oamenii care vin de la celelalte companii cu care tu ai înțelegeri, sau dacă formulezi oferte către ei, să le formulezi în niște standarde financiare egale cu ale celorlalți competitori teoretici din piață. Asta înseamnă o încălcare a legii competiției și un subiect pentru care alte companii din alte sectoare, cum am menționat în primul episod din podcast, au fost penalizate. Era vorba de industria automotive și de Dacia și de câțiva colaboratori ai companiei mari Dacia, care au fost penalizați și anchetați pentru că au avut un astfel de agreement, un astfel de înțelegere să nu își angajeze angajații celorlalți, da, și să îi plătească la un anume grill, astfel încât au afectat libertatea pieței muncii și competiția corectă și astfel au ținut salariile oamenilor foarte jos. Ai date despre treaba asta? Până în, IT? Până în 2020 noi aveam o oarecare suspiciune rezonabilă. Uh-huh. Știam care sunt nivelurile salariilor din IT. Uh-huh. și nu se trecea de ele, decât destul de rar. Uh-huh. Și zici că cei mari făceau cumva legea, jucătorii mari, care nu erau foarte mulți la momentul ăla. A fost o suspiciune rezonabilă, dar în 2020, în acea conferință de presă, pe care cred că ți-am trimis și link-ul. Da, este un video pe pagina domnului Emil Boc, un video din 2020, 30 octombrie, este o conferință publică, în care au participat mai mulți manageri ai mai multor organizații software și din tehnologie, din Cluj. Zi-mi despre ce e vorba, ce ai găsit acolo. Sper că vom putea să lăsăm link-ul în descriere. Așa cum o să punem documentul Excel, o să punem și link-ul la acest video și pentru cei care se gândesc să-l șteargă, îi informăm că avem video-ul într-o formă copiată. Ok. E foarte important la minutul 18:40. Da, la minutul 18:40 se menționează foarte clar de reprezentantul unei companii din Cluj, că există un gentleman agreement, pentru că încă se mai poate așa ceva în industria IT din Cluj, de cum să tratăm angajații care vor să plece de la o companie la alta. Dacă intră no poaching sau nu intră, nu este treaba mea. Dar este cel puțin suspicios. Da, pot să confirm, am ascultat cu atenție de mai multe ori acea declarație. Poate să fie o scăpare, poate să fie o perlă, poate să fie o declarație neinspirată, însă spune destul de clar, e vorba de o doamnă care este CEO al unei companii mari din sectorul IT, care spune că are înțelegeri cu alte companii din zona asta, mai ales cu companii din zona de business care are legătură cu Germania, da? Cu care au înțelegeri foarte bune de respect reciproc și de nu neangajare a oamenilor care vin din celelalte companii și la fel despre păstrarea unor condiții de recompensare care să fie echilibrate și cumva convenabile întregii industrii. Este un lucru interesant. Bun, și tu crezi că fenomenul ăsta, odată devoalat, confirmă faptul că s-a întâmplat treaba asta în mod constant? Ceea ce spune acel reprezentant al acelei companii, spune că această înțelegere există de mai mulți ani. Adică noi deja
aveam bănuiala și era doar o bănuială, fără nimic palpabil. Acum avem și ceva palpabil. Dacă este doar o scăpare de comunicare, ea reprezenta compania în cadrul acelei conferințe. Mm-hmm. Am înțeles. Bun. Crezi că, dacă tot vorbim despre subiectul ăsta, crezi că fenomenul a mai continuat? Pentru că piața a suferit niște tulburări uriașe. Da, 2020 a fost cum a fost, cu șocul de la început, după care oamenii s-au liniștit, au văzut că sectorul IT continuă să aibă de lucru și nu există riscuri de, nu știu, de criză economică, de concedieri masive, de pierdere de contracte. Iar 2021 chiar a devenit un fenomen al uriașelor schimbări și mutări ale oamenilor. Cumva în 2020 și cei care erau nemulțumiți de angajatorii lor au hotărât să rămână pe loc pentru că au avut incertitudine. Era un an în care n-aveam nici măcar vaccinuri, nu știam, îi vine criză, nu vine criză, vor fi stabile companiile și foarte mulți oameni s-au ferit să plece din organizațiile în care erau, pentru că ajungând în altă organizație erau ultimii veniți și probabil primii plecați, da? Însă 2021 a dat naștere unei competiții uriașe. Este măcel, este sânge, este un ocean însângerat piața muncii. Se bat organizațiile pentru oameni și ar angaja, nu știu, și porcușor de Guinea dacă știu să bată în taste și să scriu linie de cod. Cam acolo a ajuns disperarea. De-aia te întreb, crezi că mai poate să reziste un astfel de agreement, o astfel de înțelegere între anume companii, nu între toate, ca să se păstreze cumva nivelul salariilor la un anume cotă și să cumva să se blocheze tranziția, plecarea oamenilor dintr-o organizație într-alta? Ceea ce a dus pandemia ca lucru bun pentru industria IT a fost lucru de acasă. Aceste înțelegeri, mai mult ca sigur, ele încă există și în momentul de față, dar la nivelul Clujului. Când discutăm de firme din București care vin și angajează remote, firme din Iași care angajează remote și oferă pentru aceeași poziție salarii cu 30-35% mai mari, acel sânge de care spui, Doru, e binevenit. Înțeleg. Ok, deci tu cumva spui că faptul că s-a deschis piața, s-a globalizat și nu doar din București și Iași, vin oferte și din Germania, vin din Olanda, din Marea Britanie direct către oameni. E un fenomen destul de amplu de deplasare către freelancing. Foarte mulți oameni au trecut și au făcut propriile companii și încearcă să se vândă, să-și vândă serviciile direct către organizații. Tu spui că deschiderea aceasta a pieței a spart cumva monopolul ăsta și jocul ăsta de putere, însă nu complet. Nu complet, pentru că cei care își doresc să meargă la birou au nevoie de un loc de muncă în Cluj. Acei oameni încă sunt un pic captivi, un astfel. Aha, asta zici. Da. Și mai mult ca sigur, această înțelegere n-a murit. Și noi înainte de pandemie știam, și chiar eu personal am folosit informația nu doar ca să o testez, ci ca să ajung într-o companie pe care în care doream să ajung. Știam că erau două companii care se măcelereau între ele. Se canibalizau oameni. Da. Okay. Am intrat într-o companie, într-una dintre ele, dorind să intru în a doua. Și mi-am depus CV-ul, dar o săptămână după. După angajarea în prima companie. După angajarea în prima companie, mi-am depus CV-ul și am intrat în a doua, în trei zile. Ok, deci numai pentru că veneai de dincolo. Iar când am încercat să depun CV-ul direct la compania în care îmi doream să ajung, nici n-am fost luat în considerare, nici măcar n-am primit un e-mail. Și ce înseamnă asta? Adică ce vrei să zici că înseamnă treaba asta? Erau companii, și încă mai sunt, care efectiv își fură angajații, se targetează unele pe celelalte. Okay. Se rivale pe aceeași piață, de obicei. Ori se bat pe aceeași piață olandeză sau germană și atunci au nevoie de experți în zona respectivă sau pe anumite tipologii de sectoare, nu? Automotive sau finance sau... Am înțeles. Și tu zici că asta e iar o competiție era absurdă? Era. Nu mai este pentru că una dintre companii a murit. Am înțeles. Ok. Uite, totuși aș veni să apăr un pic sau să încercăm să găsim un argument pentru asta. Cel puțin pentru organizațiile din outsourcing, există o
graniță, o limită superioară peste care ei nu mai pot să treacă cu prețul pe care îl oferă pentru muncă. Da? Pentru că piața globală are un echilibru și cumva, nu știu, există niște tarife pe munca, pe ora de muncă, pe care organizațiile de aici nu le mai pot depăși, nu pot să ceară mai mult de, nu știu, 50-60 de euro, să zicem, asta e o sumă medie, să spunem, dar 50-60 de euro pentru o oră de lucru a unui inginer bun. Da? Și atunci această limită este posibil să fie cea care generează limitele din piața asta. Adică hai să nu oferim mai mult de atât pentru că începem să devenim nerentabili. Nu ești de acord cu treaba asta? Ba da, sunt de acord și e normal că aceste limite să existe. Doar că din acel rate, compania și-a profitul, are niște cheltuieli, da, și apoi își plătește angajatul. E adevărat. Acele cheltuieli sunt generate de departamente, de mulți șefi, manageri, okay, care la rândul lor nu sunt facturați la client, dar sunt costuri pentru companie. Da, sunt costurile indirecte. Uh-huh. Acele costuri indirecte, în unele cazuri, pot fi scăzute. Pentru că sunt situații în care companiile, deși blamează birocrația statului, într-un, și spun că statul îi plimbă cu hârtii și au nevoie de autorizație și plimbă cu ștampile, și e adevărat. Uh-huh. Au aceeași practică în interiorul companiei. Creează poziții în mod artificial doar pentru a ajunge anumite persoane în acele poziții sau pentru a se schimba efectiv organigrama, să mai apară încă o persoană pentru că știe el pe cineva care se potrivește acelui post. Ok. Bun, aici putem să fim de acord și putem să nu fim de acord. Cu siguranță trebuie să fim de acord că orice organizație trebuie să aibă un sistem de management și trebuie să existe, nu, niște manageri care, într-adevăr, nu pot fi facturați direct clientului. Deci, cumva, un sistem de conducere, un sistem de administrare a resurselor, proiectelor, știu eu, relațiilor cu oamenii, trebuie să existe. Așa cum trebuie să existe și un departament de marketing și un departament de talent management, da? Trebuie să existe și astea trebuie să fie acoperite cumva. Ceea ce spui tu este că există organizații unde această schemă este umflată artificial. Da, uh-huh. Artificial prin efectiv introducerea unui nou pas într-un proces, în loc de exemplu să ai să îți primești adeverințe de la resurse umane, așa uh-huh. se numește departamentul, să primești o adeverință doar făcând o cerere scrisă, uh-huh. ori scrisă, mai ai nevoie să mai aprobe încă un manager și primești aceeași adeverință. Okay. Este fix același principiu pe care folosește statul român în momentul în care vrea să mai creeze încă un post. Dar da. Mai adăugăm o ștampilă în proces. Am înțeles. Fenomenul ăsta putea să fie real. Am văzut și eu organizații în care birocratizarea este excesivă. Chiar am și o carte aici care vorbește despre treaba asta. Nu doar la noi. E o boală destul de internațională, ca să spun așa. Și cu siguranță obiceiurile astea proaste care la stat înseamnă să plasezi niște tovarăși de la partid sau niște tinere speranțe din propria familie sau niște amante ale cuiva, se întâmplă la stat. Da? Și pot să existe poate și în organizațiile private. Dar nu știu dacă ăsta poate să fie un fenomen care să justifice o acuzație generală. Ok? Bun, hai să vedem altceva. Uite, hai să te întreb ceva despre care n-am agreat că vorbim. Dar mi se pare că este un subiect fierbinte. Așa cum inginerii, cum programatorii, cum profesioniștii din industria asta au foarte multe lucruri să reproșeze organizațiilor, există și multe reproșuri pe care organizațiile le pot face la adresa unora dintre oamenii, dintre profesioniștii din piață. Unul dintre fenomenele pe care l-am întâlnit destul de frecvent în ultima vreme, despre care îmi povestesc foarte mulți proprietari și conducători de organizații, este acela al mercenarilor care își iau mai multe contracte simultan. Cunoști ideea asta? Ți-e familiară? Vorbiți despre asta în grupurile voastre? Eu persoane care au făcut, au practicat uh-huh. așa ceva. Eu sunt de părere că etica muncii uh-huh. nu trebuie încălcată.
eu am un contract cu o companie, dar dacă pot să mai iau încă un alt contract în afara contractului de bază, în afara contractului de bază, e binevenit. Nu este absolut nicio problemă, dar în momentul în care discutăm de două contracte full-time, trei contracte full-time, deja asta înseamnă că nu mai am o etică profesională și nu mai pot să spun că sunt corect față de niciunul dintre ei. Sigur. Și asta se întâmplă și fenomenul este tot mai amplu. Sunt foarte mulți oameni care, profitând de, ok, uite, nu poți să faci asta dacă stai cu contract individual de muncă, pentru că îl înregistrezi pe primul, da? Ai 8 ore deja în revisal, al doilea contract nu mai poate fi înregistrat în revisal, da? Se poate, zici că se poate? Se poate. Se poate încă 8 ore? Da. Și știi cazuri care... Nu știu cazuri, dar pe avocat... Avocatul meu, chiar a apărut o decizie în care, care menționează foarte clar că... Teoretic există există o portiță legislativă. Ce știu eu că încă sistemul de stat și birocrația nu-ți permite să înregistrezi un al doilea contract pentru aceeași persoană. Însă ceea ce fac acești mercenari, eu le spun mercenari, dar e dincolo de mercenariat, este ceea ce ai spus tu, lipsă de etică. Sunt haiduci sau mai rău decât haiducii. Da? Pentru că haiducii în general furau ca să dea celor săraci. Oamenii ăștia cam fură pentru propriul buzunar și fură. Asta este ceea ce fac. E o escrocherie, da? Vând aceleași 8 ore de lucru mai multor angajatori printr-un vehicul care se numește SRL sau PFA, unde nu mai ai aceste forme de control din partea companiilor. Și sunt oameni care profită de situația din piață, că cererea de muncă, nevoia organizațiilor de a angaja este mult mai mare decât oferta de muncă, adică disponibilitatea de resursă umană, de profesioniști din domeniu și... semnează 2-3-4 contracte de 8 ore prin firma lor sau prin PFA-ul lor cu angajatorii și nu livrează pentru că evident nu pot să facă muncă de 8 ore de 3 ori, adică muncă de 24 de ore într-o zi. Aici voi juca eu avocatul diavolului. Yes, firmele sunt obișnuite să factureze ore. Da, asta e un lucru păcătos al industriei. Și, sunt șanse foarte mari ca acel om să nu poată să dea randament la toate cele trei joburi. E adevărat. Dar în același timp s-ar putea să poată. Uh-huh. Să-și ia mai puțină muncă, pentru că cele 8 ore, nu spun că e corect, ci spun doar că e posibil, și practic în 8 ore se rezolve ceea ce alți trei oameni... Rezolvă în 8 ore, da. Cu siguranță există oameni cu expertiză și cu capacitate de lucru mare care pot să facă în 8 ore munca pe care alții o fac în 12 sau în 16 ore. Însă nu cred că pot să o facă zi de zi. Iar cazurile despre care eu vorbesc, pe care mi le reclamă în mod îndreptățit multe surse, adică nu sunt, oamenii nu sunt înțeleși, nu sunt vorbiți. Da? Sunt pur și simplu relatări ale lor care îmi dau certitudinea că e un fenomen real. Da? E vorba de oameni care își iau contract de 8 ore, își asumă volum de muncă pe care să-l livreze în 8 ore, dar care nu livrează. Și explică treaba asta în prima lună că stai că încă nu m-am obișnuit cu voi, după aia stai că încă n-am dificultăți să înțeleg proiectul, după care stai că, nu știu, am avut copilul bolnav, după care tot felul de invenții de genul ăsta și stau în acel contract 3-4-5 luni până când organizația se prinde, stai că omul ăsta mi-a promis că îmi dă muncă de 8 ore și el nu îmi dă decât 2 ore sau mai puțin, e concediat, însă inbox-ul lui de pe LinkedIn sau de căsuța lui de e-mail este plină de oferte de la alții și îl abandonează pe primul angajator și se mută frumușel la următorul și continuă lanțul ăsta al slăbiciunilor fără niciun fel de restricție. Așa cum noi am pornit acel Excel, și companiile pot să pornească un Excel similar. Foarte bună sugestia asta, deși există riscuri legate de legislație GDPR etc. Numele nu intră în GDPR. Ok. Iar profilul de LinkedIn este public. Ok, și mai e ceva, poți să înregistrezi numele firmelor cu care ai contracte.
Adică dacă s-ar strădui, tu asta vrei să spui, dacă s-ar strădui să se protejeze și ar fi organizate, companiile ar putea să ia măsuri împotriva acestei practici. Noi am plecat acel Excel dintr-o dorință de a afla mai multe despre ceea ce se întâmplă în interiorul companiilor, înainte să mergem la interviu. Pentru că sunt companii care mint la interviu. Ne vând ceva foarte drăguț și ajungi în interior și vezi că e putred. Înțelegem, și eu înțeleg personal, înțeleg că sunt companii care nu au ce să vândă și atunci trebuie să mintă. Deci e cam trist. E foarte trist. Dacă n-ai ce să vinzi... Și au nevoie de oameni, totuși ei trebuie să livreze proiectele. Da. Dar așa cum noi am început acel Excel, așa pot și ele să înceapă un Excel. Da, o bază de date în care... Să-l facă la fel de public. Și așa cum noi am colaborat și am arătat că se poate, că noi suntem uniți, chiar dacă nu avem un sindicat, noi încă suntem uniți, așa pot și ele să fie unite. Așa cum au putut în 2018-2019 să meargă la ANIS și să discute despre nivelul salarial din industria IT. În sensul că au încercat să-l reglementeze? Nu știu dacă au încercat să reglementeze, despre asta era conferința. Se găsește pe site-ul ANIS. Așa cred că pot să colaboreze. Dar eu cred că le place să moară capra vecinului. Înțeleg. Deci joacă un joc egoist și egocentric. În momentul în care statul român a trecut contribuția de la angajator, la angajat, managerii din industria IT din Cluj s-au înțeles să nu compenseze acei 6,5% care veneau, era o diferență. E posibil să fie existat cazuri care au compensat. Și au compensat pe parcurs. Pentru că au început unii să facă și au zis ok, trebuie să facem. Întotdeauna vor exista spălgători de grevă. Întotdeauna vor exista spălgători de gașcă. Deci tu pe asta... Și întotdeauna, da. Dacă noi n-am putut înțelege și noi am fost câteva sute de mii, ele sunt 7, 8, 10, 20 de firme. De ce nu se pot înțelege? Acum nu sunt chiar așa 20, sunt mai multe, dar într-adevăr, programatorii sunt vreo 230.000, 250.000 în România, depinde după ce date... Excel-ul, da, acel Excel a ajuns în Timișoara, în București, în Iași, în Suceava, și n-am știut că avem industria IT în Suceava. Poate nu e o industrie, poate sunt niște oameni care... În Târgu Mureș s-a plimbat prin toată țara și s-au obținut date din toată țara. Nu am putut să facem asta cu un Excel... împărțit între prieteni. Da, și fără costuri. Doar cu timpul pe care l-ați investit în... Excel, da, acel Excel a fost șters de 2-3 ori. Cum fost... adică șters? Cineva, nu știm cine, acesta este avantajul Excel-ului, nu știm cine, a intrat de două ori, odată într-o duminică, la ora 2, și odată într-o sâmbătă, a șters absolut tot conținutul, și a lăsat un mesaj de Lore Nițu. E o chestie pe care noi o folosim. Da, e un text generic care se pune pe site-urile care sunt în formare, da. L-am recuperat. Am recuperat Excel-ul mai puțin de 5 minute. Backup-urile de la Google ne-au ajutat. Bun, acum nu știu dacă am putea acuza pe cineva de reavoință sau de o strategie, hai să ștergem asta. Poate sunt, știi că sunt foarte mulți și glumeți în sector, între colegii voștri. Bineînțeles. Nu neapărat sunt foarte constructivi. Tocmai de aceea nu am acuzat pe nimeni, ci doar am spus că a fost șters. Faptul. Ok. Bun. Hacking Work vă este oferit de MedLife, furnizorul național de sănătate al României. Ca angajator al mii de oameni și furnizor de sănătate pentru aproape 800.000 de angajați, cel mai mare sistem medical privat din România știe că putem să ne facem bine doar căutând împreună soluții la probleme, având grijă de noi și de colegii noștri. Astfel, construim organizații sănătoase și un mâine mai bun decât astăzi. Împreună, facem România bine! Hacking Work este un proiect susținut de compania de software DevNest. Cu toții am crescut cu întrebarea ce vrei să te faci când o să fii mare. La DevNest, răspunsul este orice,
Pentru că exact asta este DevNest, un loc plin de oportunități, construit transparent, având oamenii în centrul tuturor acțiunilor și proiectelor. Un cuib în care cresc sănătos oameni, cariere și proiecte tehnologice. DevNest înseamnă dezvoltare. Construim oportunități, creștem o comunitate. Hai să ne întoarcem la lucrurile care sunt deranjante și dureroase în industria asta și am aici câteva subiecte pe care mi le-ai propus și care cred că sunt extrem de valoroase. Odată, manageri, micromanager și, surpriză, un concept nou, nanomanager. N-am mai auzit despre asta de foarte multă vreme și nu prea controlez bine conceptul, de-aia am să te rog să-mi explici tu. Care sunt lucrurile pe care le-ai reproșa managerilor din organizațiile IT? Managerii din organizațiile... Nu tuturor, celor... Discutăm de manageri. Okay. Ei sunt foarte ok și cu ei merită să lucrezi și pentru ei merită să lucrezi. Indiferent. Deci tu ai numit pe liderii buni. Da, liderii de manageri. Da. Ok, așa e denumit. Bun. Ok. Câți crezi tu că sunt așa, ochiometric, aproximativ? Eu în toată cariera mea am cunoscut... Unu. Ok. Bun. Presupun că sunt mai mulți. Unu din câți manageri? Director sau... Hai să o luăm așa. Lideri. Hai să le spunem lideri. Da? Un lider din câți manageri cu care... Cred că vreo 17-18. Ok. Cu care tu ai lucrat direct. Cu care nu am lucrat direct. Procentul de care zici tu este 5-7% oameni de treabă în... Sau mă rog, oameni... care își merită rolul de lider. De ce? Ceilalți ce bubeau? Acești manageri de care, de acești lideri, știu foarte clar că presiunea de la client va exista întotdeauna, dar ei trebuie să oprească și să nu dea echipei. Pentru că echipa... Să funcționeze ca o pavăză. Exact. Echipa trebuie să se poată concentra, să livreze un soft de calitate, să fie creativ în a căuta soluții, iar asta nu se poate face în regim de stres constant din partea clientului. Client totdeauna va dori ieftin, repede și dacă se poate și bun. Mm-hmm. Și dacă se poate și alaltăieri. Da, v-ai spus tu repede, da. Acești manageri vor încerca întotdeauna să găsească timp pentru echipă. Și am avut manageri care efectiv mi-au pus în calendar meeting după program. Meeting-ul era ca să mergem la un grătar. Okay. Pentru că știa că nu ne putem găsi timp și atunci ne-a pus meeting în calendar și a preferat așa. Ne-am mers la un grătar. Manager care înainte să pice proiectul și el era să, mă rog, și-a dorit să plece din companie, noi, echipa, am stat lângă el și a zis, nu putem pleca. Rămâi cu noi. Ok, asta e exemplu pozitiv. Asta este exemplu. Exemplele, deci pe ceilalți tu i-ai pus în categoria micromanageri și nanomanageri, doar ăștia sunt? Doar pe ăștia am întrebat. Sau sunt cei pe care eu îi numesc leadership? Cei pe care tu îi numești leadership. Ok, că sunt foarte multe. Dar îi împărțim în două categorii. Ok, hai să vedem. Sunt micromanageri pe care deja îi cunoaștem, care acum în pandemie s-au acutizat. Pentru că trimit mesaje să vadă dacă tu lucrezi. De parte, dacă ești la calculator, înseamnă neapărat că lucrezi, nu te poți... E un bombardament digital și nu sunt numai mesaje. Sunt ședințe, îți cer rapoarte, îți cer tot felul de mail-uri, explică-mi, zi-mi, fă-mi estimări, mai dă-mi o estimare. Știu, da, cam asta, la asta te refer, da? Adică o presiune uriașă în a urmări oamenii, ai ține sub control. Cu acești manageri cumva ne-am obișnuit, pentru că sunt peste tot în industria IT și ne-am obișnuit. Dar nu sunt neapărat de acceptat. Nu sunt de dorit, dar okay. Asta este. Am avut ocazia cu un manager să-i spun că eu pun un post-it pe ecranul monitorului, tu vii, îl citești și te întorci. Pentru că venea odată la 10 minute. Te întrebe și avea același răspuns. Și aveam același răspuns. Încă este în lucru și mă întrerupea pe mine. De cele mai multe ori și munca de development și munca de bug fixing și tot ce înseamnă partea asta, ajungi să analizezi o bucată de cod care
e scrisă de tine sau nu, nu mai contează. Și ai ajuns până acolo, ai muncit 2-3 ore să ajungi până la un punct, vine cineva, te întrerupe și s-a pierdut ideea, s-a pierdut firul. Da. Și treaba asta creează depresie, presiune, stres și poate să ducă la burnout. Știu foarte mulți oameni care ajung la burnout tocmai din cauza acestui bombardament de informație, care de fapt nu e informație, ci este bombardament de comunicare inutilă legată despre de muncă, dar nu efectiv, nu ajută efectiv munca. Ok. De ce crezi că fac oamenii ăștia asta? Sunt rău intenționați? O fac pentru că-s diabolici? Sau pentru că nu știu altfel? Sau nu înțeleg? Nu știu altfel. Okay. Au nevoie de securitatea, siguranța locului de muncă. În industria IT, siguranța locului de muncă este default. De acord, dar ei așa o văd. Vor, nu neapărat locul de muncă, ci vor să-și securizeze poziția. Asta vrei tu să spui, poziția de putere. Aha, ok. Nu știu că se poate, efectiv, nu înțeleg că se poate și altfel. Uh-huh. Au problema asta de a controla ei tot. Dar nu sunt răuvoitori. Deci acești oameni trebuie pur și simplu ajutați și făcuți să înțeleagă că e mai bine fără ca ei să intervină atât de des într-un proces de dezvoltare a unui produs. Tu cumva spui că este o formă de incompetență, dar inconștientă. Eu așa o denumesc. Da, este... Nu, nu sunt competenți în ceea ce fac ei, dar nu înțeleg ceea ce facem noi. Da. Ei, vezi aici, de multe ori, când explic oamenilor din organizații despre conceptul ăsta de incompetență inconștientă, cei mai mulți reacționează, cum? Că eu mă pricep. Da, însă managementul, leadership-ul înseamnă, dincolo de priceperea în domeniu, care este normală, înseamnă o mulțime de alte abilități pe care ei nu le acumulează, nu le asimilează. Empatie, capacitate de comunicare, încredere, delegare, să dai autonomie oamenilor, să dai, libertate. Efectiv, să poți să ai încrederea asta în oameni, încât să știi că dacă sunt lăsați și le oferi condițiile bune, ei îți vor da rezultatul ăla fără să te duci tu să-i bazi la cap secundă de secundă. Treaba asta ar trebui antrenată. De asta spun că e incompetență inconștientă. Ei nu realizează că sunt încă multe alte abilități și metode de lucru pe care ar trebui să le asimileze. Înțeleg. Am înțeleg micromanagementul. Deci tu spui că este acceptabil ca aia, ne-am obișnuit cu el. Atunci hai să vedem partea asta urâtă. Nanomanagementul. Ce înseamnă asta? Asta este un picuț mai mult și decât un micromanager. Ok. Pentru cei care lucrează în industria IT, un micromanager are o listă de task-uri pe care le asignează unei echipe. Se face de regulă un planning și odată pe zi se organizează un meeting de 15-20 de minute în care se oferă statusul. Deci acel status ar trebui să fie suficient pentru micromanager, pentru absolut. Da. Pentru cei care nu sunt în IT, o listă de sarcini cu, uite, tu ai de făcut asta, cu tare are de făcut asta și odată pe zi se face o întâlnire, fiecare zice unde este, pe ce, unde se află pe grafic cu îndeplinirea celor sarcini. Ok. Da. Fiecare programator își alege din acel pachet de sarcini ceea ce își dorește. Și aici apare apar două probleme. Programatorii care nu vor să se atingă de anumite zone, e ok. Sunt alți oameni care o să vrea. Care o să vrea. Până la urmă, suntem o echipă și livrăm împreună. Ideal, așa ar fi. Și așa se întâmplă. De regulă așa se întâmplă, pentru că echipa și-a asumat în totalitate acel pool de task-uri și trebuie livrat tot. Nanomanagerii fac altceva. Au scot planning-ul din poveste. Deci echipa nu mai știe ce face toată echipa, asignează fiecare task fiecărui om din echipă. Și practic, eu nu mai am overview tot ce face echipa, eu știu doar ce am eu de făcut. Am eu pool-ul meu de task-uri. Am înțeles, lipsește transparența. Tot înseamnă transparență. Ok. Tot înseamnă
overview-ul proiectului este doar la acest nano manager. Ok, deci nu-ți dă nici vizibilitate. Tot ce înseamnă dorința mea de a încerca să mă duc spre o altă zonă din proiect, nu se poate face decât dacă vorbesc cu nano managerul care are grijă să-mi asigneze task-ul din acea zonă de proiect. Uh-huh. Și asta e dureros. Uh-huh. Pentru că de cele mai multe ori și ca programator te plictisești de task-urile în acea zonă în o perioadă îndelungată. Vei vrea să încerci altceva din proiect. Poate o altă bucățică. Dacă trebuie de fiecare dată să mergi, dar să vorbești cu managerul. Și mai este un aspect care trebuie discutat și atins. În momentul în care nano-managerul asignează fiecare task, fiecărui om, pe lângă faptul că își consumă timpul, uh-huh. de cele mai multe ori oamenii nu cresc. Pentru că îi ține în aceeași zonă. Uh-huh. Și sunt situații cu oameni... Nu cresc în sensul că nu dobândesc abilități noi și cunoștințe noi și nu progresează ei profesional. Da. Uh-huh. Scopul fiecărui programator ar trebui să înceapă să crească atât prin experiență, cât și prin cărțile pe care le citește și prin cursurile pe care le urmează. Și prin interacțiunile cu cei mai experimentați. Și nu neapărat. Deci organizații unde învățarea este reciprocă. Seniorul îl învață pe junior lucruri ce țin de programare, de profesie, strict de zona de tehnologie, iar juniorul învață despre viața modernă. Despre, uite, cum arată un TikTok, uite, despre care e rostul, nu știu, unei anume noi aplicații, cum poate să economisească timp comandându-și mâncarea prin Glovo, lucruri de genul ăsta, da? Da, cum poate să-și rezerve, nu știu, spații de lucru în mod flexibil cu pluria. Sunt o mulțime de lucruri pe care le poți învăța și de la tineri. Am înțeles. Deci, ce mai e rău la nano? În momentul în care asignezi o persoană, unui task, nu mai există acel concurs de idei. Ah, ok, deci omoară și colaborarea și creativitatea. Nu mai există. În momentul în care nu există planning, nu mai există ideea de... Eu m-am gândit să fac așa și vine colegul meu care e în dreapta și poate știe zona mai bine decât mine. Și poate e mai bine să faci altfel. Okay. Poate mai bine să faci nu există dezbaterea asta, nu există colaborarea, ci pur și simplu ai sentimentul că devii un utilaj de producție pe care cineva îl încarcă extensia, să faci șuruburi. Devii, fără să vrei, extensia mâinilor managerului. Ok, și te depersonalizează? Dar, te deprimă treaba asta? Te distruge când lucrezi cu el, nu-ți dai seama. Okay. Dar îți dai seama când cunoști altceva. Mm-hmm. Pentru că estimările pe care noi le dăm pe task-uri, fiecare task are o anumită estimare. Da, îl voi face în atâtea ore sau în atâtea zile. Mm-hmm. Oamenii care lucrează sub acest mic nano-management nu știu să dea estimări. Aha. Deloc. Ok. Și asta e dăunător pentru ambele părți. Da. Pentru că de cele mai multe ori se pot înșela, pot fi puși să muncească mult mai mult pentru că nu vor termina în 6 ore, ci vor termina în 10 ore, poate. Ok, și pe de altă parte nici business-ul nu are o vizibilitate asupra capacității proprii de producție în real. Ok, sunt foarte deși oamenii ăștia? Eu am întâlnit vreo câțiva. Uh-huh. Destul de mulți. Și... mă intrigă faptul că oameni cu 6-7 ani experiență în IT lucrează sub acești nano-management, sub acești nano-manageri. Și când am întrebat de ce, răspunsul lor a fost, eu sunt născut, crescut în această companie. Eu am lucrat cu acest manager de mult. Înțeleg. Deci nu au comparație, nu au termen de comparație sau pur și simplu sunt captivii unei relații pe care le este, nu știu, confortabil să o păstreze, deși nu e cel mai bun lucru pentru ei. Nu știu că se poate altfel. Aha. Zici că există? La cum arată piața astăzi? Există. Crezi că sunt atât de mulți oameni care sunt captivi în relații de-astea abuzive? Sunt oameni care sunt captivi pentru că a venit acum și războiul. Da, o altă sperietoare care îi face pe mulți să
uite de propria evoluție, da? Corect? Sunt oameni care după ce ai lucrat 6-7 ani sub același nanomanager, ai impresia că tu ești senior, dar mergi la interviu și îți dai seama că nu mai ești senior. Că tu de fapt ai 6-7 ani doar pe hârtie. Ah, ok. Deci cumva... Pentru că te-a ținut activ. Fenomenul diabolic este că te devalorizează. Da. Și tu uiți să te mai actualizezi și uiți să ai valoare în piață. Nu reușești să ai valoare în piață. Decât dacă investești în tine din nou, uh-huh, câteva luni bune în care să te reactualizezi. Și în care ai mare nevoie de mentorat, pe care nu l-ai primit. Și pe care nu se primește. Ok. Dane, mi-ai mai scris două subiecte și aș vrea să le vorbim și pe astea. Pentru că unul e legat de cartea pe care vreau să le-o sugerez oamenilor, să o exploreze. Birocrația din organizații și posturi inventate. La ce te referi? A fost o situație destul de interesantă. Într-o organizație mi-a povestit un prieten. Că era nevoie de un post nou pentru o persoană care avea toate pilele posibile în companie, numai conform organigramei existente, nu mai avea unde să crească. Ah, ok. Asta era maximul care se putea conform organigramei. Adică structura curentă a organizației nu avea un loc pentru persoana aia. Așa că... Dar persoana aia avea importanță, da? Era cineva. Era cineva. Sau știa pe cineva. Da. Informal. La care se mai adaugă și dorința oamenilor de a... Românilor, sper că suntem doar noi, dar cred că e peste tot, să fim numiți manageri. Putem să fim orice dorința de manageri. Titluri, goana după titluri, da. Așa că s-a creat o poziție. Peste departamentul de resurse umane. Ok. Și peste departamentul de local support. Local support în industria IT este oamenii la care mergi când ai probleme cu laptopul, cu calculatorul, cu ai nevoie de un cablu și așa mai departe. Și evident, persoana fiind non-tehnică, așa, conducea un departament semi-tehnic, cu valențe tehnice. Noi am zis că putem să facem o glumă și să evit ocazia să primim un tichet pentru cablu wireless. Cablu wireless, ok. Asta e o glumă de IT-ști. Glumă exact. Tipică de geeks, da. Și noi am zis că așa ceva în primul rând că nu există, dar îl vom aproba. Pentru că etichetul nostru odată aprobat ajungea la team lead, care îl aproba mai sus și ajungea la team manager. I-a trimis o capcană. A fost aprobat până s-a ajuns la payroll. La achiziție. La departamentul de procurement. Aha. Și ei au căutat să cumpere. Au căutat să cumpere 3 zile. Am înțeles. Și s-a primit răspuns că n-au găsit. Dar nu se găsește, e criză de... N-am înțeles. Asta arată incompetență. Da. Sunt organizații care au departamente întregi, organizații de IT, care fac munca ce alte organizații o fac un soft. Generează facturi. De acord, există. Și avem genul acesta de inadecvare în mod normal, la care nu te aștepta. E că într-o organizație de IT... Organizație din sectorul creativ, nu? Ar trebui orientată către performanță. N-ar trebui să ai astfel de structuri. Și înțeleg cumva că asta... Voi observați și cumva simțiți că munca voastră, o parte din munca voastră este cheltuită, inutil, absurd, nu? Este resursele, banii pe care voi îi produceți pentru acea organizație în calitate de creator de valoare, da? Simțiți că sunt aruncați pe apa sâmbetei de niște decizii care nu neapărat sunt inteligente. Nu este nici treaba noastră și nici responsabilitatea noastră cum își cheltuie organizația. Banii. E treaba ei, okay. Dar discutam de acele salarii maximale pentru că nu mai poți să mai crești. Ok. Zici că ați putea să câștigați mai mult dacă organizația ar reuși să-și optimizeze procesele și să fie onestă cu costurile ei. Da. Am urmărit chiar podcastul cu Tudy.
cu Tudy de la Rebeldot, da? Da, am rămas surprins că există companii care efectiv îți spun, noi atât câștigăm de pe tine. Asta înseamnă profitul nostru și așa mai departe. Da, transparență. Regula transparenței. Da. E un model care are tot mai mult succes și nu e nou. Una dintre primele organizații care au făcut treaba asta în IT este Buffer, de exemplu. Buffer este o organizație din software, nu știu ce face specific, are o soluție, are produse proprii și au publicat transparent grila de salarii care ținea cont de expertiză, tipologia postului și inclusiv localizare, pentru că viața în San Francisco poate să fie mult mai scumpă decât viața în Londra sau invers, da? Sau viața într-o localitate mai mică din Statele Unite. Și evident, totul era foarte transparent și fiecare știa dinainte cum s-ar putea poziționa. Treaba asta s-a întâmplat și în România. Lidl a făcut grila de salarii publică acum câțiva ani și astfel, dacă ne uităm, eu am scris în cartea mea despre asta, transparența de felul ăsta în care ai o promisiune pe care o respecti, nu face decât să elimine toată dubioșenia asta și toate zvonurile interne și toate luptele de putere în organizații, pentru că totul este la vedere. Iar direcția în care merge lumea și organizațiile moderne și sănătoase la minte, asta este. Hai să fim transparenți și oamenii să înțeleagă de ce din banii pe care îi câștigi pentru ei, o parte trebuie să-i cheltui pentru funcțiile interne, pentru sediu, pentru, nu știu, laptopuri, pentru chirii, pentru o mulțime de lucruri. Și e firesc și antreprenorul ăla să aibă partea lui din bănuția aia. Eu cred că modelul ăsta o să-l vedem tot mai des și eu mă bucur că facem podcastul ăsta tocmai pentru că putem să oferim astfel de modele. Hai să ne ducem la ultimul subiect pe care l-ai propus. Minciuni în anunțurile de angajare. Cum adică? Sunt firme, organizații care știu că folosesc tehnologii învechite. Ok. La care nu se mai duce nimeni pentru că sunt tehnologii de nișă sau din anii 2000-2005 maxim și atunci frumusețează poziția cu tehnologii de ultimă generație, cu ultimele framework-uri, proiecte în dezvoltare și ele au de fapt proiecte în mentenanță, unde se face doar bug fixing și pe tehnologii vechi. Crezând că... Deci cumva, pentru cei care nu din IT, îți promit că o să construiești mașini și tu, de fapt, o să primești la reparat tot felul de rable. Da. Ok. Rable, mult spus. Daci 1100, să spunem așa. Ok, ok. Adică rable vechi. Înțeleg. Și e destul de trist că trebuie să facă asta. Cu cât ele sunt mai sincere în interviu, cu atât au șansa cu atât au șansa mai mare să găsească persoane care să se potrivească jobului. Pentru că așa cum poate colegii din resurse umane încă nu s-au prins, dar o să le dau acum o veste, sper că nu îi șochează, recrutarea a început înainte ca ele să trimită mesajul de recrutare către noi. Adică? Noi știm, nu doar prin acel Excel, dar în piață se discută pe unde lucrăm.ro, Glassdoor și o să mai apară încă o altă platformă, acum este în varietă beta, despre ceea ce se întâmplă în companii. Și noi știm că sunt companii care și-au bătut joc de angajați în perioada stării de alertă, stării de urgență, oameni care, mă rog, companii care și-au forțat oamenii să nu-și ia zile, să nu-și ia concediu medical pentru că nu era posibil, ei fiind în altă țară, și i-au forțat să facă release-uri pentru... Să muncească, adică să pună soft nou. Da, pentru cei care nu lucrează în industria IT, perioada release este una dintre cele mai... fierbinți, da. Da. Adică trebuie să fie acolo pentru că lansezi o versiune nouă a acelei soft și e posibil să nu funcționeze și să poți să intervii. Cam asta e ideea. De regulă, în perioada release-ului, developerii sunt available 120%. Da, trebuie să fii atent. Complet rupți de orice altceva.
pentru că asta e realitatea. Am înțeles. Dar este o perioadă scurtă, de 2-3 zile și 2-3 zile după. Am înțeles. Dar în momentul în care ești bolnav de COVID, deja... Și n-a contat pentru unele organizații? N-a contat. N-a contat deloc. Și voi vorbiți despre asta. Și noi știm despre asta, ne știm ce organizații să evităm. Uh-huh. Știm că sunt organizații care nu angajează deloc femei. Și sunt organizații care nu angajează deloc femei care sunt care au copii sau care s-au căsătorit de curând. Știm asta. E foarte interesant ce spui. Și noi știm asta pentru că așa cum firmele vorbesc despre candidați. Dar nu transparent. Okay. Au grupurile lor, e dreptul lor. Așa și noi vorbim despre firme. Și employer branding-ul pe care ei se chinuie să-l facă prin tot felul de mesaje de PR. Da, arată foarte e de foarte multe ori propagandă. Da, ok. Organizațiile performante sunt înainte de toate organizații sănătoase, iar asta înseamnă angajați sănătoși, fizic, psihic și emoțional. Abonamentele de sănătate au devenit în ultimii ani cel mai dorit beneficiu non-salarial solicitat de către angajați. Cu abonamentele de sănătate MedLife pentru companii și IMM-uri, angajații primesc sănătate, speranță și încredere, având acces la un întreg ecosistem care cuprinde spitale, clinici, hiperclinici, laboratoare, farmacii și cabinete dentare, unde mii de medici, asistente și infirmieri sunt acolo la dispoziția lor. MedLife înseamnă sănătate și pentru oameni și pentru organizații. Împreună facem România bine! DevNest este compania de software care a reușit să crească mare exact așa cum a visat. Mai mult decât clienți, mai mult decât un birou, mai mult decât niște proiecte digitale. În jurul pasiunii pentru software, DevNest a construit o comunitate în care se întâlnesc oameni, idei și know-how digital. DevNest înseamnă dezvoltare. Construim oportunități, creștem o comunitate. Mai e un subiect pe care aș vrea să-l discutăm. Mi-ai scris ceva despre căutarea vinovaților, despre o analiză post-mortem, da? Adică despre faptul că în general, în loc să se înțeleagă problema și a se căuta o rezolvare durabilă a ei, de fapt în cele mai multe organizații se caută un vinovat care trebuie bătut, executat, împușcat și după aia spânzurat, da? Filozofia asta ai întâlnit-o foarte des? N-am întâlnit-o eu personal, okay. Dar mi-a fost confirmată de 3 persoane de încredere. Mm-hmm. Conceptul de post-mortem nu l-a inventat industria IT, ci e luat din aviație, e împrumutat din aviație, acolo a funcționat și funcționează foarte bine. Și acolo este binevenit și este binevenit și în industria IT. Dar în industria aviației are un scop. Cum facem procesul în așa fel încât un alt angajat să nu mai comită aceeași eroare sau aceeași... Da, pot să dau un detaliu aici, e vorba de o carte, se numește Gândirea de tip cutie neagră, care asta compară aviația cu medicina, care cam în aceeași situație cu IT-ul pe care mi-l descrii tu. Da, aviația, după ce se întâmplă o tragedie, nu caută vinovați și nu caută să omoare oameni, să trimită oameni în pușcărie și să, nu știu, să le ia averea și să îi dea în judecată. Caută cauzele profunde ale acelei tragedii și introduce reguli noi și procese noi, astfel încât lucrurile să nu se mai repete. Și pentru ca să facă asta, toată lumea pune toată informația transparent pe masă și își recunoaște erorile care s-au produs. Oamenii având plasa asta de siguranță că nu vor fi pedepsiți, distruși, falimentați, închiși în pușcării, sunt dispuși, inclusiv cei care greșesc, sunt dispuși să mărturisească și să participe la construcția noii soluții care evită. Și de aia aviația este una dintre industriile cu cele mai puține accidente. Când se întâmplă, sunt foarte vizibile, dar sunt foarte rare dacă ne uităm la ansamblu. Pe de altă parte, medicina este o zonă în care se întâmplă foarte multe erori medicale, dar în care din cauza faptului că oamenii nu sunt dispuși să expună transparent ce s-a întâmplat, care au fost cauzele, să înțeleagă modalitățile prin care, nu știu, accidentele, lucrurile nefericite să nu se mai întâmple, de teama unor procese, malpraxis, etc.,
nu se actualizează, domeniul nu se actualizează, medicina nu progresează și continuăm să vedem aceleași erori medicale repetându-se într-un spectru foarte larg la nivel mondial. Asta e filozofia și tu asta spui, că acest concept ar trebui adus și în industria asta. Adică hai să nu mai căutăm vinovați și oameni pe care să-i pedepsim, ci să căutăm să înțelegem probleme și să facem cumva ca ele să nu se mai întâmple. Da, pentru că de cele mai multe ori, exceptând cazurile de rea voință, care se întâmplă și în aviație și care cred că vreo 3 sau 4 cazuri de rea voință din toate accidentele, în mare majoritate a cazurilor, de fapt, este un proces care lipsește, este ori presiune pusă prea multă presiune pusă pe angajat, pe developer, ori un release neașteptat, ori testare insuficientă, dar în mare majoritate a cazurilor este vorba de proces care poate fi îmbunătățit. Fără să fie nevoie să discutăm de vinovați și cu atât mai rău să discutăm despre vinovați individuali. Okay. Pentru că o echipă livrează, nu livrează doar un developer, o firmă își pune sigla pe un soft, nu un developer, și cam la asta ar trebui să se rezume. Cum putem noi să facem lucrurile să fie cât mai bine și industria IT deja evoluează într-o direcție bună tot ce înseamnă procese, de aici a început metodologia Agile și așa mai departe. Ok. Dane, uite, încerc să pun întrebările de concluzii. Multă lume care se va uita la emisiunea asta sau la înregistrarea asta o să spună, băi, de fapt nu e așa de rău în sectorul ăsta, este o industrie extrem de dorită. De ce veniți voi să căutați nod în papură și să vorbiți despre lucrurile urâte care se întâmplă, când de fapt este sectorul care plătește cel mai bine, are oamenii cei mai fericiți, ne dă multă bunăstare, uite ce nivel de trai are Clujul, uite ce bine ne e. Da? Și întrebarea mea este, e chiar atât de rău sau de fapt tu vrei să spui ar putea să fie mult mai bine? Industria IT, cel puțin din Cluj, nu e atât de rea. Sunt anumite organizații toxice care practică asemenea chestiuni pe care noi le-am menționat și sunt organizații pentru care mergi de plăcere la serviciu, în care tu ai libertatea să încerci o chestie nouă, o tehnologie nouă, chiar dacă are sau nu are rezultat, chiar dacă se aplică sau nu se aplică, acea organizație a înțeles că tu ai învățat ceva. Se pot face lucrurile mai bine. Mult, mult mai bine. Și asta ar trebui ca organizațiile să facă, în așa fel încât managerii să înțeleagă că rolul lor nu este de a controla tot ceea ce se întâmplă. Eu am învățat de la un fost manager că el n-are nevoie să fie acolo. Noi îl vrem acolo. Putem funcționa și fără el. 2-3 săptămâni, o lună cât el pleacă în concediu, funcționăm fără el, fără nicio problemă. Dar nu vrem să facem asta. Pentru că îl vedem pe el ca lider și atunci când a vrut să plece, noi am zis, nu pleca. Ok, înțeleg. Deci, uite, o întrebare și mai directă. Tu ești un om cu o experiență foarte amplă și sunt convins că ai atins un nivel de pricepere, dar și un nivel de recompensare care te ține într-o zonă de maxim confort, ca să spun așa. Ce te mână pe tine în luptă? Adică de ce te mai amesteci în zone, în subiecte de genul ăsta, când tu ai putea foarte bine să stai pe fundul tău, să te bucuri de niște venituri consistente și să te faci că nu vezi lucrurile urâte din jur? Care ți-e interesul, ca să zic așa? Sau care e motivul pentru care tu totuși inițiezi astfel de lucruri, pui astfel de probleme, pui astfel de subiecte pe masă? Ce câștigi tu din asta? De câștigat eu nu câștig nimic. Nu mai plătit să vin la podcast ca să...
Slavă Domnului, nici n-aveam cum. Jobul pe care l-am este un job călduț, dar este călduț pentru că eu am trecut prin multe experiențe neplăcute. Juniorii care intră acum de pe băncile facultății, poate ar fi bine să știe de ce manager să se ferească și că nu este absolut nicio greșeală și nicio problemă să-ți schimbi jobul odată la 3-4 luni spunând că ai părăsit managerul. Iar colegii din resurse umane se înțeleagă că a schimba jobul odată la 2-3 luni de zile, mai ales că când întâlnești situații rele, este de preferat decât să vedeți un CV foarte frumos, 10-11 ani în aceeași companie, sub un anumit manager. Ok. Deci cumva tu încurajezi oamenii să-și caute bunăstarea sau starea de bine, dincolo de bani, să caute organizații în care sunt tratați cu respect, cu bun simț, cu grijă, nu? Să caute lideri care să-i crească, care să aibă, cum să zic, o preocupare pentru ei, să le construiască un context în care să performeze și să înflorească. Și să-ți mai spun ceva. Aceste organizații care creează context pentru oameni să crească, să înflorească, și plătesc foarte bine. Deci este mixul perfect. Trebuie doar căutat. Și sunt asemenea companii, sunt asemenea organizații, nu sunt suficient de bine promovate, departamentul lor de PR parcă nu există, din păcate. E o piață foarte aglomerată și zgomotoasă, este destul de greu să smulgi. Și uite, am mai observat ceva, este foarte greu, eu am găsit cazuri foarte bune, de organizații foarte sănătoase. De multe ori nu vor să facă treaba asta pentru că se tem de expunere. Vai, da, de ce te să ne expunem noi? Pentru că o să ne muște ceilalți de anumite zone. Alții spun, nu e cazul să ne lăudăm. Asta e normalitatea noastră, noi nu vedem nimic special în asta. Da? Și mărturisesc că trebuie să trag de ei ca să-i aduc în podcast sau ca să îi promovez pe mulți care merită și care sunt interesanți. Noi îi cunoaștem, cei care merită și... Dar voi sunteți un grup de haiduci online, da? Trebuie să obțineți mai multă expunere. Da, e foarte important ca, mă rog, cei care își caută un loc de muncă să se uite pe LinkedIn și de obicei firmele care nu au nevoie de angajați, ele sunt firmele care au 100 de oameni și așteaptă. Care așteaptă locuri așa. Dar cum le vezi pe LinkedIn? Cum adică să se uită pe LinkedIn? Sunt companii așa? Mari din Cluj care au 80-90 de poziții deschise constant. Întrebarea e de ce au 80-90 de poziții deschise și încep să cauți. Și cauți și vezi că... Găsești pe forumuri informații, găsești pe Glassdoor informații și mai găsești și pe canalele voastre informale informații. Da? Uite, e o memă cu care eu încep cursurile mele, în care intervievatorul îl întreabă pe candidat, de ce vrei să pleci de la angajatorul actual? Și candidatul spune, da, vouă de ce vă pleacă oamenii? Da. Este întrebarea aia care se punea la interviu, îți spunem X defecte ale tale. Era o întrebare destul de încuietoare și mi-am dat seama că o puneam cumva fără să-mi dau seama. Până a venit un junior și mi-a spus, spune-mi X lucruri pe care le-ai schimbat la compania ta. Și am început să caut și compania la care lucrez nu este perfectă. Doar că n-am găsit defectele care să mă deranjeze pe mine. Și companie perfectă nu există, întotdeauna există un compromis. Important e ca defectele companiei să nu te deranjeze pe tine. Ok, Dane, mulțumesc tare mult. Să luați acest episod ca un îndemn la bun simț și pentru asta am adus o carte. Este cea mai recentă carte scrisă de cel mai bun om de marketing din lume, Martin Lindstrom, se cheamă Ministerul Bunului Simț. El vorbește despre foarte multe exemple de absurdități, de lucruri stupide, de birocrație, de micro și nanomanageri, de tot felul de idioțenii care transformă viața oamenilor în organizații într-un iad.
și care alimentează o zonă absurdă și toxică, care creează nu doar angajaților, ci și clienților acelor organizații experiențe cât se poate de neplăcute. Este o carte foarte ușor de citit și cu foarte multe exemple, din care putem să învățăm ce înseamnă să aplici regulile de bun simț atunci când construiești o cultură a organizației, când construiești niște procese, când lucrezi cu oameni, să ai orientarea asta către un obraz mai fin decât cel pe care l-au, din păcate, foarte mulți conducători de organizații. Da, ne mulțumesc tare mult. Sper ca oamenii să înțeleagă bine și corect mesajul nostru și să ia discuția asta ca pe o sursă de exemple și informații. Și sper să mai povestim despre ce se întâmplă în piața asta, formal și informal, în episoade la noi sau prin mesaje pe care ni le trimiteți voi, gașca asta de haiduci, da? Și să reușim împreună, până la urmă, să facem exact ceea ce ai spus. Să facem un pic mai multă lumină și mai multă curățenie într-o piață care merită mai mult, în care oamenii merită mai mult. Mulțumesc tare mult! Proiectul Hacking Work este realizat de Pluria, undelucrăm.ro și Școala Spor. Pluria este o platformă digitală de spații flexibile pentru echipe hibride. Prin intermediul aplicației Pluria, profesioniștii și echipele pot să-și rezerve spații de lucru și săli de întâlnire în peste 200 de spații de coworking în 5 țări din lume, între care și România. Munca hibridă se face inteligent, confortabil și eficient cu Pluria. Școala Spor oferă educație modernă, informală și interactivă, livrată de tutori cu experiență profesională de vârf, dublată de o structură academică solidă. La Școala Spor creștem lideri, construim viitor. Undelucrăm.ro este cea mai mare comunitate online dedicată a angajaților din România. Pe undelucrăm.ro găsiți recenzii scrise de către angajați despre companii, despre salarii și despre procesele de angajare. Pe undelucrăm.ro găsește angajatorul care chiar te merită. Dragilor, vă rog foarte mult să ne scrieți și să ne urmăriți, să vă abonați la canalele noastre, să dați acest conținut dacă v-a plăcut sau dacă vi s-a părut interesant și colegilor și prietenilor voștri, să ne spuneți ce facem bine și ce am putea să facem și mai bine, să ne spuneți ce nu facem bine și ce ați vrea să corectăm și, mai mult decât atât, să ne ajutați să dezvoltăm misiunea pe care noi ne-am asumat-o, aceea de a ajuta pe oameni să meargă la serviciu și nu la scârbiciu. Până la întâlnirea noastră viitoare, vreau să vă urez să aveți foarte mult spor, să aveți spor la muncă și să ne vedem sănătoși, voioși și mintoși la următorul episod. Servus! Hacking Work, un podcast oferit de MedLife și Devnest și produs de Pluria, Școala Spor și undelucrăm.ro